Peștera Scărișoara a stârnit interesul multor savanți, printre care Emil Racoviță, celebrul biolog român, care a cercetat formațiunile de gheață de aici, menționând această peșteră în lucrarea sa, Speologia, apărută în 1927. Peștera Scărișoara se găsește la o altitudine de 1165 de metri și este una dintre puținele peșteri cu gheață aflate la o altitudine atât de mică. Grosimea stratului de gheață ajunge la 37 de metri în anumite porțiuni. Lungimea totală a peșterii este de 750 de metri, însă turiștii pot vizita numai 250 de metri. Temperaturile în peșteră sunt foarte scăzute datorită faptului că peștera are o singură deschidere în partea superioară, formându-se curenți care ajută la păstrarea gheții. Vara, temperatura medie ajunge la 1 grad Celsius, atingând minus 7 grade Celsius în timpul iernii.